3 pe 4. Și acum, în a treia zi, în a patra zi, 3 pătrimi din rest, din restul 1, 2, 3. Bine. 3 pătrimi. Adică tu din nou ești foarte atent că diferența între 3 și 7 este 4. Și de ce ești 3 pătrimi? Adică asta ar fi a patra zi. Am lăsat una special pentru ceva. Și acum, mai ales Ștefanus, că el nu știa să vedem dacă da. Ceva, nu bag câți kilometri sunt așa, zic... În a cincea zi... 2 pe 4. În a cincea zi... Păi face 2 pe 4, adică 1 pe 2. 1 pe 2... Din rest, din asta. 4, 5... 5 pe 4. 4 pe 5. Wow. Ca să fie mai greu. Deci aici faci 4 pe 5 din restul 3. Din restul 4. 4, 5, 5 din restul acela. Doamne, dar dacă îmi lăsai jumătate din ea, mergea foarte bine, știam. Dar acum 4, 5, 5, n-am ce face. Pe asta trebuie să o part în 5. Și zic... Mai bine faceți un segment mai mare ca să se vadă pe cameră. Bun, am să împart în 5. 1, 2, 3, 4, 5. Și eu iau din ele câte bucăți iau? 4. Asta e a câta zi? Și asta rămâne. Deci este a 5-a zi, 4, 5, 5. A 5-a zi, 4, 5, 5. Și acum probabil când dai... Că ce a mai rămas de parcurs, faci așa să zic. Să zic, să fie un număr mare, că să fie mai complicat după lumea, 30. 30 de kilometri înseamnă bucățica asta. 30 kilometri. Da. Doamne, ce... Ce totocheată e problemă. Am rezolvat cu asta mai de mult. Acum câteva zile am rezolvat. Uite, da. Uite, vezi, ți-a plăcut Ștefan? Deci e clar că o propus-o el. Vezi că acum a gândit-o în fața noastră, a făcut tot felul de modificări. Eu cred că orice vizitator de-al nostru care va urmări lecția, va spune, bravo, tare problema, că tu ai mers foarte bine, foarte bine și aici ai gătuit-o foarte tare. Nu ai lăsat că bucata asta ar fi atât. Ar fi fost problema foarte simplă, ci pur și simplu ai zis că mai băgat a cincea zi. Ca să-i complici. Ai băgat 4-5. Mi-ai mai dat probleme. Da? Da? Și aici ai făcut o lucrare grozavă. Deci îți mărturisesc că acum noi ne apucăm de lucru, Ștefan. Că dacă un segment cel de ăsta mic înseamnă 30, apoi toate astea, Ștefane, care sunt 5... Eu pot să vă zic cât înseamnă un segment, înseamnă 150 de kilometri. 150 de kilometri, un segment. Și aici sunt 11 segmente. Adică... Poate dar chiar mult ca realitate. Stai că asta aproape gata. Deci nu luăm 30, hai să luăm... Stai un pic, eu pot să luăm 30. Mai modificăm după aceea, lăsăm așa, da? Da. Bun. Ok, am reușit, sunt 1650 de kilometri. În toată asta? 1650. Ia să vedem ce judecată are. Un singur segment. Da, o fac. 150. Vii aici la tablă și să o lucrezi. Bine, fac. 30 ori. Câte segmente sunt deocamdată? Asta e prima. Las-mă să fac. Câte segmente sunt e egal. 1 ori 0, 0. 1 ori 3, 3. 1 ori 0, 0. 1 ori 3, 3. Bine. Iar acum. 0, 3, 3. Tamișii, poți să taci? Să vedem. Ok. Și după care fac asta. 3, 3, 0, ori 5, pentru că de-aia sunt 5. Egal cu 0, 5, 1 în minte, 6 cu 1 și asta. Iată că el nu prea este încântat. Ai un motiv al tău ca raționament, da? Da.
E vino și vedem, să vedem de ce nu e încântat. Dar să știi, nu ne supărăm. Dar nu s-ar putea să aveți amândoi dreptate. Să vedem dacă dă acel rezultat, cum gândește el. Eu gândesc altfel. El a zis 30 ori 11, adică 30 cât o să nu se numențe, dă asta așa? 11. Așa? El trebuia 30 ori 2, 4, 5. 30 ori 5, care bun, dă 150. Fă. Da, 30 ori 5. 30 ori 5, 150. Da. 150 ori 11. Poți să-ți dormi, te rog? Da, 150 ori 11. Să se vadă mai clar. Da. Asta e un mediu un pic cretat. De ce? Așa. Care-i treaba? Este ce aș răspuns. Bravo! Dar acum problema rămâne să explicați-vă voi de ce a mers într-un mod și în cealaltă. Cred că știu. În primul rând, eu am început cu această parte, dar el a început cu cealaltă parte. Deci eu am început cu această parte, el a început cu cealaltă. Am folosit amândoi aceleași doi termeni de înmulțire. Că la înmulțire e comutativă. Înmulțirea are calitate comutativă. Deci, practic, se întâmplă așa. Voi ați spus 30, atenție ce ați făcut copii, 30 ori 11 ori 5. Nu? 30 ori 11 ori 5. Care e egal cu 30 ori 5 și până ori 11. Da. Adică la mulțire n-are importanță ordinea. Comutativitate. Ar folosi comutativitatea. Și da, într-o carte. Rezolvă în două moduri și nu știu cum să o faci. Da, dar e foarte tare. Foarte tare că el zice 30 ori 11, adică la fiecare bucățică câte așa, și până mulțești de 5 ori și găsești același lucru super. Fiindcă amândoi ați făcut, acum vorbești în germană, să afli și nemții cam ce știu românii noștri. Da, da, da? Hai. Hai. Ok. Ați o... Noi explică toate problemele început. Also, wir haben 11 Tage. Am erst einen Tag machen wir 3 von 11. Also diese 3. Am zweiten Tag machen wir 1 von 8, also von den Rest, also das. Da. Am dritten Tag machen wir 3 von 7, also den Rest, also das. Așa. Ușor, ușor, nu mai aruncă. Am dritten Tag, am vierten Tag von 3 von 4, also was geblieben ist. Așa. Und das fünfte Tag 4 von 5, also diese 4, wir teilen das letzte in 4 und in Italien das letzte in 5 und am 5. Tag sind 4 und der Rest ist am 6. Tag, also 30 Kilometer. Und wir, mein Freund Michi hat gemacht, mein Freund Michi machte 30 mal 5. Da. Ist gleich 0,150. Perfekt. Also macht er und dann 150 mal 11. Așa, pe 11 de asta, corect. Ist gleich 150 und hier auch 150, also 1650. Und ich machte 30 mal 11 ist gleich 30 und hier noch 30, 330. Und 330 mal 5 ist gleich 1650. Și remarcăm că acesta a fost posibil pentru că am aplicat comutativitatea la înmulțire. Cantitatea și adunări și a înmulțirii. Deci, nu a împărțirii și închinul ascunderii. Deci, doar a înmulțirii și adunării. Așa. Deci asta am aplicat pe aici. Foarte, foarte frumoasă problema. Te felicit și să-ți spun un lucru. Să îndrăznesc toți prietenii noștri să compună probleme. Deci am avut aici, ai aici o șmecherie. Între 3 și 11 e 8. George. Tu, Ștefan. Între 11 și 3 este 8. Și de ce i-a zis o optime? Între 1 și 8 este 7. Și de ce i-a zis el la numitor 7?
Între 3 și 7 e 40. De ce vorbește de 3 pătrimi? Da. Finalul este că toate problemele acestea au, au o chestie de o frumusețe. Mă, atenție mult că se filmează. Te mai învățărești aici și e treaba ta. E bine, insist, foarte, foarte problema, foarte frumoasă problema. Și abia la sfârșit ți-ai permis tu să o faci un pic mai, da? Nu, pare și mi-ați dat o filmă, a fost în două, ultimele două mi-ați... Așa am dat acolo și tu ai preluat și ai făcut o problemă frumoasă. Uite, hai să facem o altă problemă. Da. Haideți că ne prindem de probleme foarte interesante. Când s-a născut Ana, mama avea 20 de ani. Deci când s-a născut Ana, da? Când s-a născut Ana, mama avea 20 ani. 20 de ani? Da. A zis 27 prima oară. Nu. Mama avea 20 de ani. Acum dau cu 20, 20 de ani. 20? Da. De ce te surprinde? Nu se poate să... De fapt se poate. Se dar, poate? Da. Adică, dar în viața reală ca o femeie să aibă un copil la 20 de ani e un pic cam ciudat. E un pic cam ciudat? Da, e destul de ciudat. Chiar poate de 18 ani. Eu pot să-mi zic 12 ani. Dacă nu vă place cu 20, dar dacă e posibil sau nu e posibil să aibă? E posibil. E posibil. Aveți tu voi știi garanție că e posibil, da? Da. Știți voi? Garanție. Bun. Deci știți voi că e posibil. Asta că merg pe mâna voastră, deci n-am nicio problemă. Da. Acum. Poate să fie și la un an. Când? Să fie și la un an. Și la un an se poate? Ștefan, se poate ca o fetiță să aibă un copil la un an? Nu, la un an se poate la 10, am văzut. La 10? Am văzut fete care au avut la 10 ani sau la 9 ani un copil. Tu, gata, ești, da, super. Oprim lecția aici, fără comentariile și astea, da? Gata, hai să ne întoarcem în problemă. Acum, atenție, acum, au împreună, 30 de ani. Câți ani are Aura? Câți ani are Ana? Deci când s-a născut Ana, mama avea 20 de ani. Acum au împreună 30 de ani. Câți ani are Ana? 30 și el, sigur, are dreptate. Spune varianta mai prima. Să vedem ce idee are el să vedem. Ok. Deci, eu am făcut. Am făcut. Ana. Ana este, o să fac așa un pic. Este 30. Nu e A, în greșit, nu trebuie să fac asta. 30 minus 20. Cât are mama? Egal 10. 10. Nu și poți să taci, te rog, e problema, acum eu zic, după care ești tu. Bine, după. De ce ai scăzut din 30 pe 20 și nu prea știu eu, dar ne spui tu mai târziu, nu? Da. Bun. 10 împărțit la 2, pentru că sunt două persoane,
egal cu 5. Bine. Și prin calcul spune amândouă. Este 2. Ah, amândouă s-au dus. A, Ana egal cu 0 plus 5 egal cu 5. Și mama calcul 20 plus 5 egal cu 25. Iar acum eram împreună egal cu 25 plus 5 egal cu 30. Și am făcut și am pus aici, n-am pus că Ana are 10 ani, pentru că tu ai zis că împreună. Sigur că da. Sigur că da, foarte tare. Dar vorbește și în hai și nemțește. Nemțește? Și nemțește că să știi și e cât de frumos era ceva. Van Mutter geborenist, van Anna geborenist, war Mutter 20 Jahre alt. Jetzt sind sie zusammen 30 Jahre alt. Wie alt ist Anna? Wir machen 30 minus 20 ist gleich 10. 10 geteilt durch 2 mal 2 Personen sind es gleich mit 5. A, Anna, A von Anna ist gleich 0 plus 5 ist gleich 5. M von Mutter ist gleich 20 plus 5 ist gleich 25. Und das ist von Umbrella in Romana ist gleich 25 plus 5 ist gleich 30. Excellent, bravo! Dar vă dau una acum, vă dau una tare de tot, tare de tot. Ia uitați ce vă spun acum. Când s-a născut Ana, mama avea 20 de ani, merg pe așa și de ei. Deci când s-a născut Ana, mama avea 20 de ani. Când s-a născut Nelu, Ana avea, cinci ani. Acum, au împreună, adică mama cu copiii săi, da, împreună au 42 ani. Câți ani are fiecare? Câți ani are mama? Câți ani are Ana? Și câți ani are Nelu? Sigur că da, sigur că un pic. Fac eu și da, da, da. Nu, da. Nu, un pic, mai ieși și el la tablă, îl lăsăm și pe el. Toți, dar te așteptăm și pe tine să-ți faci raționamentul. Faci și proba, să nu te grăbești. Da. Uite, și el se gândește foarte atent. Da, ai reușit? Da. Așa. Să vedem dacă scriu. Vrei să scrii, da? Să faci, să lăsăm și pe Ștefan, nu? Ești de acord? Ești aproape și tu, Ștefan Bănescu, raționamentul. Da. Da, să lăsăm pe el să vedem cum a raționat. Prima dată am făcut un segment care reprezintă pe mama, 20 de ani, da? Și am făcut alt segment care se reprezintă de fetiță, așa, care are 5 ani, care are.
Așa. Așa. Și mai atrag aici un segment de pentru vârsta copilului. Așa. Așa. Acum, ca să aflu care e vârsta copilului, care e vârsta lui Nelu Ortoi, cum să zic, de două ori mai mare, fac... Dar las că de două ori mai mare. Nu de două ori mai mare, să aflu, să fac un pas, să aflu vârsta lui Nelu. Așa. Fac 20 plus 5 plus 5, care dă 30. Bun. Și fac 42, da, minus 30, da, egal 12. Bun. Și acum 12 împărțit la 3. De ce la 3? Pentru că sunt 3 persoane. Adică, împărțit la 3 persoane. Deci este Nelu care începe să, da, curgă, nu, timpul și pentru el. Da. Și pentru, da? Împărțit la 3. Așa, dă 4, egal cu 4. Nelu, Nelu. Adică poți spune aici 4. 4, 4, 4, da? Așa, ca să aflăm pe Ana, punem un A și facem 4 plus, cât era, 4 plus 5, dă 9. 9. Ana egal 9 și mama facem 20 plus 5 plus 4, egal 29. Și acum, ca să ne verificăm, facem 29 ori, da, 4, dă 30, 29 ori 4, dă 3, 33, plus, da, 9, este egal cu 42. Perfect, perfect. Dar să lăsăm și pe Ștefan Nuț, să vedem cum a raționat el. El a avut puterea de a nu se uita deloc și a lucrat individual. Te rog, Ștefan Nuț. Eu am făcut 42 minus vârsta mamei egal cu 22. Acum, 22 nu se poate împărți la 3, la 3 persoane, așa că deocamdată îl împărțim la 2, care ne dă 11. Bine, din 11 scădem vârsta Anei când s-a născut Nelu. Minus 5 egal cu 6. Bine, acum Ana are 6. Ana 6. Și Nelu, luăm pe acest 5. Luăm acest 5 și ducem aici. Nelu are 5, pentru că a mai rămas. Bine, acum le adunăm. 6 plus 5 dă 11. Bine. Iar acum, noi parcă aveam 22. Din acest 22 scădem 11, ne mai rămâne 11. Acest 11 îl dăm mamei. Mama, că a crescut și ea. Mama avea 20 de ani plus 11 egal cu 31. Acum, și acum luăm 31 plus 11 egal cu 42. Da, da, în total să fie văzut. Da, în total. Da. Se pare că sunt rezultate diferite. Ana zice că are 6, Nelu are 5. Mama îi dă o vârstă destul de mare, 31. El aici are alte răspunsuri. Mama are 29, Ana are 9 și Nelu are 4. Deci diferite complet răspunsurile. Dacă răspunsurile sunt diferite, este semn că un raționament este greșit. Și aș vrea, Ștefan, nu Ștefan, tu, pentru că tu ai răspuns primul, Mișii, să încerci să găsești hiba la el. Deci descoperi unde ți se pare că e greșeală. Mie mi se pare că e greșeală, în primul rând. La el, urmărește. Da, la el. M-am uitat atent și am văzut că el a făcut 42 minus 20. Dar, de fapt, el trebuia să facă 20 plus vârsta fetiței, plus vârsta care a acumulat-o ea și fetița, care dă 30. Așa că zice, când s-a născut Nelu, Ana avea 5. Și tu ai prins aici momentul. Atenție ce face el. Deci el are un raționament sănătos. Și spune așa, până la nașterea lui, așa e Ana, până la nașterea lui Nelu, familia crește cu 20 care avea mama și cu 5 și 5.
55 face cât? Face 10. De ce din 42 scade pe 30? Ca să se poziționeze aici, la momentul ăsta. Așa și eu. Când am făcut verificarea... Nu, nu, ce slăbiciune vezi tu? Faceți 42 minus 20. Din totalul sumei, el scade doar mama. Și atunci se află aici toată suma asta. Da. Care înseamnă 22. Și zice, 22 nu se împarte la 3, ci la 2. Dar n-are niciun motiv să zică că se împarte la 2. El dacă făcea următorul lucru, din 22, fii atent aici, George, dacă din 22 scădea pe 10-le astea, deci dacă din 22, hai să-i face corectura, din 22 scădem pe 10, adică mama 12. Și... 12. Egal cu 12. Și acum 12... Ăștia de 11 minus 5. Da. Și vine 12. Și ștergem tot, da? Hai să ștergem tot acum. Că sigur, raționamentul are slăbiciuni. Așa. Este egal cu 12 împărțit. La câte persoane sunt? 1, 2, 3 persoane. La așa le numești, pe verticală. 1, 2, 3 persoane, da. 12 împărțit la 3, cât dă? 4. 4 este o vârsta lui Nelu. Nelu, da. Și facem Nelu egal 4. Ana. De fapt, Ana este egal cu 4 plus 5 egal cu 9. Da. Și mama este egal cu este egal cu Ana. Da. Plus, unde să m-am încurcat, este egal cu, mama egal cu, deci, facem direct 20, cât avea. Adică 20 plus 5 plus 4. 2 plus 5 plus 4. Îi vezi aici, da, 29. Da, și ca să așa am verificat și la cealaltă, cum să zic, da, e perfect, da, să ajunge. Deci, între tine și el nu scade, i-am făcut corecție, 42 minus 20 de aici, dar este slăbiciunea când împarte la 2, pe 22. Da. Și el împarte la 2, zice că la 3 nu pot împărți. Nu se justifică de aici, slăbește raționamentul. Deci din clipa asta, se rostogolește greșeala asta, face 5 și 6 pe acolo, încearcă, dar de acum nu mai este în problemă. Vino un pic la tablă și hai să discutăm împreună, Ștefan. Și cu asta, după discuția asta, oprim lecțiile, că ați obosit. Și să spunem așa, Ștefan, că în germană, spune verișorul meu, figurativ făcând asta... Mein Cousin, mach das figurativ. Așa, reușește să prindă foarte bine problema. Ma kann das Problem sehr gut fangen. Și anume... Mama este aici. Mama also, este aici. Also, das ist Mutter. 20. Ana de în partea de desubt. Das ist Ana. Și crește 5, crește și mama, nu? Und Mutter geht auch mit 5. Perfect. Nelu este de aici încolo. Nelu ist hier. Și punem Nelu. Nelu. Nu știm cât, nu știm la Nelu, nu știm. Ana, get noch mit noch hier. Așa va fi. Dar până aici au 20 cu 5 cu 5, 30. Bis hier haben sie Mama 20. Mama și cu Ana. Bis hier haben wir sie 5 plus 5 ist gleich 10 und 10 plus 20 ist gleich 30. Până se naște Nelu. Bis Nelu geboren. Așa. Și de aceea scade din 42. Und darum macht man darum subtrahiert man von 42 30. Da, 30. Și rămân cei 3, 12. Von 30 bekommen wir 12. Și atunci 12 împărțit la 3, 1, 2, 3. Und dann 12 geteilt durch 4, 1, 2, 3. Zugeteilt durch 3. Da. Ist gleich 4. Și acum Nelu are... Und jetzt Nelu ist 4 Jahre alt. Da. Ana. Ana. Așa. Ist 9 und Mutter ist 29. Bravo. Foarte. Nemții o să înțeleagă foarte bine, o să fie bucuroși, o să fac comentarii, înțelegi tu? Știu. Nu? Crezi asta? Dar colegii tăi,
când încep școala, spun, băi, hai să vă arăt că am stat de vorbă cu proful online. A fost de la casă. Dacă îl cunosc. Și dacă nu-l cunosc. Poate nu-l cunosc. Dacă, da. Dacă nu-l cunosc ei... O să zică, bă, ce-i mai și ăsta. Da, o să zic că e cel mai fericit copil că ai ajuns să stai cu proful online de vorbă. Dar și profesorul tău, sau învățătoarea ta, ce ai învățătoare sau învățătoare? Poftim? Ce ai acolo, învățătoare? Învățătoare. Da. Dar prietenilor, colegilor noștri nici nu prea le pas. Pentru că am un exemplu, într-o tabără, deci un copil mai, destul de mic, are vreo 8, dar vorbește un pic cam urât pentru vârsta lui. Și a venit unul și l-a întrebat, bă, nu ești cam mic să vorbești așa ce, nu ești cam mic să vorbești așa de urât pentru vârsta ta? Și el a zis nepozător, Sugiu. Ah, nu, nu mai, hai, hai te rog frumos, ce ai făcut aici, mi-ai stricat filmul. Wow!